Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la un nou documentar. Nimeni nu știe ce se ascunde sub movilele de pământ din apropierea Oltului. Piramidele de la Shona se duc la câmp, la fel ca în fiecare dimineață. Au pământul pe malul Oltului, chiar lângă Guruieți. L-au moștenit de la bunicul, iar bătrânul de la părinți. Sunt norocoși. Toți sătenii știu că pământul este mai mănos acolo. Unii spun că Guruieții din Shona sunt morminte dacice ale unor mari conducători. Vânătorii se jură că este ceva ciudat în ele. Vulpile dispar cu totul în piramidele uriașe de pământ. Satul Frumoasa. Satul se află în apropierea orașului Făgăraș pe malul Oltului. Primele case au fost clădite de sași în anul 1313. Gospodărește au muncit pământul, au crescut animalele și și-au înălțat o biserică mică și frumoasă. De când se știe, movilele uriașe de pământ de la marginea satului au fost numite Guruieți. Nu se mai știe de ce. Oricum, sașilor nu le-au purtat noroc. Sașii au plecat din Shona. Neagoi Aurel, unul dintre bătrânii satului, știe cum au plecat sașii din Shona. Peste Olt era o pădure mare de stejar, bogată în ghindă, numai bună pentru îngrășarea porcilor. Sașii își duceau acolo animalele, dar românii le furau. S-au săturat de atâta tâlhărie și au plecat cu toții spre alte meleaguri. Din câte știu eu, s-au stabilit prin Târnava Mică lângă Blaj și au spus tot satul Shona, spune Nea Aurel. Are 83 de ani și s-a născut în sat. Toți strămoșii lui se trăgeau tot de aici. Case în paragină. Acum satul e locuit de români. Sunt 300 de case și două biserici, una ortodoxă și una greco-catolică. Localitatea e îmbătrânită. Multe case sunt în paragină cu porțile într-o rână și cu iarbă pe acoperiș. Lângă Guruieți sunt niște grajduri lăsate în paragină și un câmp plin cu flori și fragi. Puținii tineri care au mai rămas în sat nu se duc noaptea pe acolo. Nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Tunele secrete. Achim Boieru, alt bătrân al satului, e convins că piramidele de pământ au legătură cu sanctuarele dacice de la Sarmisegetusa și cu cetatea Râșnovului. Sigur, nu se știe nimic. Istoricii nu și-au băgat nasul în ele să le cerceteze. Am auzit că sunt legate prin tunele subterane care duc la cetatea Râșnovului și cu sanctuarele dacice, spune acesta. Sătenii din Shona nu sunt preocupați de fenomenele paranormale. Preferă să creadă în legendele din bătrâni. Mulți sunt convinși că în Guruieți sunt ascunse comori de pe vremea dacilor. Alții ar băga mâna în foc că turcii au ridicat movilele ca să-și ascundă armele. Templul Ursitelor. Un vechi lăcaș de cult se află la Șinca Veche, în cotul format de munții Făgăraș și Perișani, la 45 de kilometri de Brașov și 22 de Făgăraș. Mulți au auzit de Templul Ursitelor, unde se întâmplă fenomene paranormale. Vin oameni din toată țara să se reculeagă și să-și pună o dorință. La începutul secolului au fost descoperite cristale în templu. S-au presupus că erau folosite de preoții daci. Grota nu este mare, dar impresionează. Turnul interior, pe unde intră lumina zilei, este înalt de 10 metri. Pe perete apar simbolurile celor două principii cosmogonice, Yin și Yang, împreună cu steaua lui David. Cei care au cercetat templul s-au întrebat dacă fața cu trăsături ferme sculptată în templu este a lui Crist, Zamolxis sau a unei zeități. Parapsihologii cred că locul are puteri supranaturale. Cei care au vizitat lăcașul au vise premonitorii. Vechiul templu datează din epoca precreștină. De altfel, în apropierea grotei a existat o mică așezare dacică.
În secolul al XVIII-lea, în grotă era o biserică ortodoxă. A rezistat numai până în anul 1761, însă și acum, din când în când, se țin slujbe. Triunghiul dacilor. Cercetătorii au dovedit că sanctuarele dacice sunt poziționate în vârfurile unor triunghiuri dreptunghice. Filosofia dacilor se regăsește în modelul matematic al sanctuarelor de la Sarmisegetusa și Racoș. Dar și în triunghiurile de aur pe care le formează construcțiile răspândite pe teritoriul Daciei. Strămoșii noștri și-au construit țara topografic și geometric, proiectând pe pământ cerul înstelat. Au construit cu ziduri de piatră bine prelucrate cetăți pe vârfuri greu accesibile în munți. S-au spus că aceste ziduri erau cetăți de apărare. Dar cisternele cu apă, hambarele cu grâne, sanctuarele și locuințele sunt dincolo de aceste ziduri. Dacii aveau cunoștințe solide de astronomie. Dacă unim aceste vârfuri de munți, obținem triunghiuri dreptunghice așezate după un algoritm cosmic. Marea linie topografică. Unind punctul unde se află cele 9 piramide de la Shona cu punctul sanctuarului de la Racoș și vârful Omu, obținem un triunghi dreptunghic cu unghiurile de 30 și 60 de grade. Pe linia Shona-Omu se află templul dacic de la Shinca Veche, adăpostit într-o peșteră. Un alt triunghi mai mare are vârfuri în templul de la Racoș, vârful Omu și cetatea dacică de la Sarmisegetusa. La Racoș se află un mare complex ritualic al dacilor. Linia ce unește cetatea Sarmisegetusa cu vârful Omu este denumită Marea Linie Topografică a Dacilor. Fenomene stranii în zona Bușteni-Sinaia. Traian Trufin, muzeograful de la Muzeul Cezar Petrescu din Bușteni, a cercetat fenomenele zonei Bușteni-Sinaia. În anii 1993-1994, numeroase familii din Bușteni acuzau stări de agitație care le afectau sănătatea. Manifestările aveau loc numai în timpul nopții. Ulterior s-au produs o serie de cutremure, care nu aveau epicentrul în Vrancea sau Bucegi. N-au fost victime, doar ușoare pagube. Unii locuitori din Bușteni s-au plâns că nu mai pot atinge cu mâna obiectele metalice pentru că se curentau. Semnale radio subterane. În anul 1995, numărul de cutremure a sporit. Înainte de producerea unui seism, se auzea un tunet înfundat. După 4 ani, specialiștii de la Centrul de Fizică a Pământului au început să privească manifestările cu îngrijorare, dar până la urmă toate au încetat. S-a născut ipoteza existenței în Bucegi a unor uriașe coridoare subterane unde ar avea loc experimente. Punctul fierbinte ar fi zona Crucii de pe Caraiman. După cutremure s-au semnalat și semnale radio. Se pare că proveniența lor este subterană. Specialiștii de la stația seismică de la Cheia n-au putut lămuri lucrurile. Soarele răsare mai întâi pe Omu. Vârful Omu, cu altitudine de 2505 metri, este cel mai înalt din Bucegi. E unul dintre vârfurile carpatice de peste 2000 de metri care se luminează dimineața. Iarna, după ninsorile puternice din blocul Institutului Geologic al României din București, poate fi văzut masivul Bucegi. De la 150 de kilometri apare cu detalii incredibile până la nivel de pâlcuri de pădure și poiene. Nicolae Densușianu susține că muntele Sfânt al Dacilor era în Bucegi. Istoricul Bucurescu consideră că Sfinxul din Bucegi se află pe locul unde a fost ucis Orfeu, Cog Aion, însemnând capul Magnificului. Sarmisegetusa, locul fenomenelor inexplicabile. Sarmisegetusa,
adică eu mă grăbesc să curg în sanscrită, este vechea capitală a Daciei. Este situată în munții Orăștiei din grupa Retezat-Godeanu. Se spune că această zonă, unde apar lumini ciudate în miez de noapte, este numită zona crepusculară a Europei. În 1991, 7 specialiști au făcut cercetări la fața locului. Au consemnat apariția unei explozii luminoase care părea că iese chiar din munte. Întorși la București, au constatat că aparatele nu au reținut nicio imagine. În august 1991, în aceeași zonă, un avion IL-14 s-a pulverizat din senin. Raza din stâncă. În iulie 1994, niște turiști care își așezaseră cortul la Sarmisegetusa au relatat că au văzut nenumărate raze de diferite culori țâșnind din spatele unui perete stâncos. Razele se învârteau ca spițele unei roți. Întreaga vale a fost cuprinsă de un vuiet timp de jumătate de oră. Două luni mai târziu, în același loc, alți turiști au fost înfășurați într-o perdea de raze colorate. Sanctuarul de la Racoș. Pe tipia Ormenișului, în apropiere de Racoș, se află o tabără arheologică. Așezările dacilor sunt de 200 sau 300 de ani mai vechi decât cele din munții Orăștiei. În secolele 5-6 înaintea erei noastre, aici exista un regat dacic puternic, bine clădit și apărat. Cel care conduce săpăturile arheologice este arheologul brașovean Florea Costea. Tipia Ormenișului era considerat un loc sacru. Cetatea nu era mare, dar a avut rol important de apărare. Capii militari n-au vrut să se unească cu celelalte regate care se aflau sub conducerea lui Burebista. Acesta a cucerit cetatea și apoi a incendiat-o, spune arheologul. S-au descoperit sanctuare circulare. Aici aduceau ofrande de carne zeilor. Hălcile erau atârnate în piroane de fier în formă de cap de lebădă. Erau închinate zeității supreme, lui Zamolxis. Sanctuarele au fost distruse de romani. Fragmentele de ceramică, piroanele, fibulele și obiectele de fier găsite au fost expuse la Muzeul de Istorie Casa Sfatului. Piramidele din Egipt și Carpații. Muntele Toaca este o piramidă cu baza pătrată, formă de extremă raritate în natură. Latura are lungimea dublă față de piramida lui Cheops. Unghiul pantei vestice are aceeași mărime cu unghiurile piramidei. La Cucuteni, cultura aflată în apropiere s-a descoperit incizat în ceramică eneolitică, un motiv unic reprezentând proiecția în plan a unei piramide cu baza pătrată. Diagonalele și apotemele sunt trasate cu mare precizie. Unghiul dintre Carpații meridionali și cei orientali este de 52 de grade. 51 de grade și 50 de minute este unghiul dintre fețele piramidei Khufu, Cheops și baza acesteia. Vasile Pârvan susține teoria Ceahlăului ca munte sfânt al dacilor. Muntele Retezat este un monolit de proporții gigantice cu înfățișarea unui trunchi de piramidă. Acesta a fost subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!